as we dance. Bună, smarților! Revenim astăzi cu o prezentare de cărți pentru o bună gestionare a timpului și productivității. Cărți pe care este bine să le citiți și apoi să le aveți la îndemână pentru a le răsfoi ori de câte ori este nevoie. Genul acesta de cărți garantează o linie productivă, menită să ne ajute în lupta cu timpul, aparent scurt, luptă pe care majoritatea dintre noi o ducem când ne angrenăm în diferite proiecte. De asemenea, ele ne vor ajuta mult să ne consolidăm autodisciplina. Așa că, haideți să vedem despre ce este vorba. Cu peste 15 milioane de exemplare vândute în întreaga lume, Cele 7 deprinderi ale persoanelor eficace este, înainte de orice, un tratat de etică a liderului modern, deoarece autorul nu se mulțumește să-ți dea sfaturi legate de cum să devii cel mai bun în domeniul tău, ci îți spune și ce fel de om ar trebui să fii ca să reușești asta. Covey consideră că noi și numai noi putem să ne declanșăm procesul de autoperfecționare. Avem nevoie de un alt nivel, un nivel mai profund de gândire pentru a rezolva dificultățile cu rădăcini adânci. Acest nou nivel de gândire constituie subiectul acestei cărți. Covey folosește analogia de a plasa roci, pietricele și nisip într-un borcan pentru a vă ajuta să definiți ceea ce este cu adevărat important. Dacă începeți să puneți lucruri mărunte, pietricele sau nisip, rocile nu se vor potrivi. Dar dacă începeți cu roca, există suficient spațiu pentru a pune obiectele mai mici în jurul lor în borcan. Arta productivității fără stres. Methods GTD de David Allen. Productivitatea noastră este direct proporțională cu abilitatea de a ne relaxa. Doar atunci când mintea este limpede și gândurile sunt organizate, putem obține rezultate eficiente și ne putem dezlănțui potențialul creativ. Deși autorul a modificat cartea de-a lungul anilor, conceptul principal rămâne intact. Când ești relaxat, îți poți organiza gândurile, stimulezi creativitatea și îți vei spori productivitatea. Allen prezintă o experiență vastă, istorii personale și rețeta sa proprie pentru simplitate, viteză și distracție. Suntem asediați de probleme simple. Listele de verificare pot oferi protecție, scrie Atul Gawande în cartea sa The Checklist Manifesto, How to Get Things Done. Basându-se pe experiențele sale anterioare ca chirurg, autorul explică cum suntem predispuși la eșec datorită cantității de cunoștințe care ne înconjoară. Lumea modernă ne-a oferit un know-how stupid. Eșecurile care pot fi evitate continuă să apară în aproape toate domeniile activității organizate. Iar motivul este simplu. Volumul și complexitatea cunoștințelor de astăzi au depășit capacitatea noastră ca indiviz de a o livra în mod corespunzător altora, în mod constant, corect, sigur. Gawande descrie exact checklist, liste de verificare, ce nu sunt acestea și cum vă pot ajuta să reușiți să duceți lucrurile la bun sfârșit. Ultima carte prezentată astăzi aparține autorului Steve Chandler și se numește Războinicul Timpului. Acest autor ne-a oferit o invitație, dar și o provocare, să devenim în esență trecări de stil mai degrabă decât trecări de timp. Urmărirea stilului tău cognitiv este ceea ce te face un războinic al timpului, căci doar stilul tău cognitiv unic te poate elibera de pe banda de rulare a timpului liniar, limitat. Ceea ce Steve Chandler încearcă să sublinieze este că timpul folosit pentru a gândi soluții complexe la probleme simple poate fi la fel de bine folosit făcând treaba respectivă. Această carte te duce într-o călătorie de 101 capitole, la finalul căreia vei fi învățat să creezi pentru tine un stil cognitiv nou și mai puternic, care va face multitasking-ul și alte comportamente sub presiunea timpului să fie doar o amintire îndepărtată. Sper că v-am făcut curioși și următoarele cărți pe lista voastră o să includă și aceste titluri. Vouă ce carte va stârni cel mai mult interesul?
Dacă v-a plăcut, dați un like, apăsați butonul de subscribe, apoi clopoțelul pentru a fi mereu informat când postăm ceva nou. Și bineînțeles, dați un share pentru a avea cât mai multă lume productivă în jurul nostru. Eu sunt Ruxandra și până data viitoare vă doresc productivitate maximă în tot ceea ce faceți. Let's return.